Timp de 4 zile, țara Hațegului este capitala geoparcurilor internaționale UNESCO din Europa. Peste 200 de specialiști din 25 de țări se află în aceste zile în Hațeg, gazda celui mai important eveniment UNESCO desfășurat vreodată în România. Întâlnirile de acest tip, organizate de fiecare dată de un alt geoparc, reprezintă forul major de decizie a strategiei de dezvoltare a rețelei, facilitând schimburi de experiență și bune practici, precum și identificarea unor noi proiecte și posibilități de cooperare și promovare. În perioada 27-30 martie, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, Universitatea din București, organizează cea mai importantă întâlnire a membrilor rețelei europene a geoparcurilor din acest an. Este pentru prima dată când România găzduiește un eveniment UNESCO de o asemenea învergură internațională. Participanții sunt specialiști de nivel internațional în evaluarea patrimoniului geologic, natural, cultural, geoconservare, turism, educație și proiecte de cooperare internațională. Astăzi am avut ocazia să găzduiesc în calitate de primar al orașului Hațeg cel mai important eveniment UNESCO desfășurat vreodată în România. Faptul că orașul Hațeg poate primi 200 de invitați importanți din peste 25 de țări europene arată nivelul de dezvoltare a turismului pe care l-am atins. Orașul Hațeg nu este doar centrul administrativ al geoparcului, ci noi, administrația locală, am fost permanent alături de Universitatea din București și de ceilalți parteneri pentru implementarea acestui proiect. Mulțumim Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului pentru organizarea evenimentului și tuturor celor ce au dat curs invitației de a participa alături de noi la acest eveniment și le doresc să plece cu amintiri cât mai plăcute din Țara Hațegului, a declarat Adrian Pușcaș, primarul orașului Hațeg.